Vedem pe Morris, cu siguranță va lovi cu piciorul americanul. Tăvărușanul duce în colț ringului, nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred, americanul este la podea de la primul punct. Maurice Jackson a vorbit de toate înainte de acest meci. Iată-l pe Moroșanu și Cezar Gheorghe se uită. Parcă nu mai e așa mare diferența de înălțime. Incredibil acest meci, absolut incredibil. Vă spun, n-am văzut în viața mea un meci să se termine de la primul punct în acest fel. Maurice Cătălin Moroșanu dezamăgit. Maurice Jackson n-are ce să mai facă. Cezar Gheorghe a așteptat, nu știu, nici nu l-a numărat, nici nu a încheiat meciul. Maurice Jackson a primit un pumn și a rămas la sol. A spus înainte de meci că îl va face pe Moroșanu iubita lui, că își va relansa cariera cu Cătălin Moroșanu, că îi va arăta ce înseamnă aia bătaie. Însă a luat un pumn și de la 2,06 m s-a prăvălit la podea. Da, este... nu știu, este depunctat, este depunctat Maurice Jackson. Cred că va continua acest meci. Este, da, nu este finalul meciului. Nu este finalul meciului. Iată a doua șansă pentru Maurice Jackson. Să vedem a doua lovitură cum o duce. Extraordinar. No, no, Maurice Jackson nu este, este luptător. S-a pus jos fără să fie lovit, incredibil. Și Moroșanu dă în ce, în ce poate acolo. Extraordinar. Da, ar trebui să oprească Moroșanu, nu sunt, nu sunt chiar scene frumoase, însă Maurice Jackson, Maurice Jackson este un ficos. Stă pe jos, iată-l pe unul dintre promotori. Îl țipă la el să se ridice. Ar trebui oprit acest meci, dar Cezar Gheorghe își aruncă mărușine. Toată lumea este dezamăgită de acest Maurice Jackson. Incredibil cum i-a luat frica lui Cătălin Moroșanu. La 2,06 m și 128 kg a luat un pumn, s-a aruncat pe jos, a mai continuat meciul, s-a întors cu spatele la Moroșanu, s-a aruncat pe jos fără să fie lovit. Dezamăgit Cătălin Moroșanu și este a doua oară când îi se întâmplă asta lui Moroșanu. Să nu uităm, anul trecut adversarul său s-a accidentat înainte să ajungă în ring, a căzut de pe scenă la prezentare și la prezentare și n-a mai urcat în ring. Maurice Jackson, un copil de 2,06 m și 128 kg. Moroșanu dezamăgit total de acest meci. Sunt sigur că nici el nu și-ar fi dorit asta, nici Cezar Gheorghe nu și-a dorit acest lucru și a aruncat mănușile de arbitru. Cezar Gheorghe, un vechi luptător de kickboxing în România, fost practicant al acestui sport, arbitru de aproape 10 ani, sunt sigur că nu a văzut așa ceva niciodată. Fanii se manifestă în tribună, însă nu este vina lui Moroșanu, nu este nici vina arbitrului, nu este vina nimănui, nu este doar vina lui Maurice Jackson. Iată cum dă Moroșanu în el din toate unghiurile, cu toate puterile. Cezar Gheorghe încearcă să-l oprească pe Moroșanu acolo, însă Maurice Jackson, un epic fail în această seară pentru acest Maurice Jackson, un luptător care, să nu uităm, a câștigat meci în Bellator, celebra promoție de Mixed Martial Arts. Nu știu ce a reușit, cum a reușit să câștige acel meci. Cătălin Moroșanu declarat câștigător și felicitat, însă spuneam, nu este vina lui Moroșanu. Iată, organizatorii anunță că Maurice Jackson este descalificat pe viață din acest circuit. Ce seară pentru Cătălin Moroșanu aici în Italia. Maurice Jackson încă stă pe jos, asta e culmea, încă se mai ține de cap. Gata, s-a terminat meciul, ai scăpat de Cătălin Moroșanu, poți să te ridici cu picioare. Bună seara, România! Bună seara,
Da, jenant acest Maurice Jackson. Să vedem, să ascultăm și mesajurile lui. Din public îl bătea pe ăsta că nu mai știa ce. Orice femeie din public l-ar fi bătut pe Maurice Jackson și cam așa cred că scrie. Pentru mine victorie, trebuie să mă am ce să mă bat, frate, nu cu de ăștia. Respect colectiv, respect colectiv pentru românii care sunt în suferință acolo. Vă mulțumesc din suflet că ați venit. Vă urez ciu fericit alături de familiile voastre. Vă iubesc din suflet. Na, Cătălin Moroșanu a aplaudat aici la Torino. Spuneam, nu este vina nimănui, nici măcar a organizatorului, pentru că, după cum spuneam, Maurice Jackson are un palmares bunicel. Revedem. Nu știu cum să spun ce revedem. Hai să spunem că l-a certat Moroșanu pe Maurice Jackson, pentru că nu a fost meci de kickboxing acesta. Iată, aici mi-a dat ca într-un sac Roșanu la, și după ce a fost dat la o parte. Ce a fost culmea aici? Se fost descalificat Moroșanu pentru lovitura pe care a aplicat-o lui, lui Maurice. După da, nu cred că ar fi contat pentru nimeni acest lucru. Oricum, Maurice Jackson a mai fost salvat odată după aceea. Prima lovitură din începutul meciului, când Maurice Jackson a căzut și a stat un minut pe jos. Iată cum dă Moroșanu în el din toate unghiurile. Maurice Jackson se aruncă pe jos fără să încaseze o lovitură la cap. În da? Japonia a fost descalificat pentru ceva de genul Moroșanu. Da, da, nu știu, nu știu ce. Nu, atunci a lovit după gongul da, final după gong. Moroșanu. Da, a lovit după gong și atunci a fost descalificat în meciul cu Tai Chin. Acum însă, iată, oprit Moroșanu, enervat de acest Maurice Jackson. În fine, aceasta a fost gala de la Torino. Nu uitați, luni seara, peste două zile, avem gala de Mixed Martial Arts de la București, în direct la Sport.ro de la ora 20:30. A fost pentru dumneavoastră Sorin Ristea și Florian Ceapalo. Rămâneți pe Sport.ro.